Polițiștii din Mureș caută o minoră de 16 ani care a plecat în mod voluntar de la domiciliu la un magazin din Sighișoara, unde era angajată pe perioada vacanței și nu a mai revenit. Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată că la data de 16 iulie, Antonela Punca, de 16 ani, din satul Saiș, comuna Apold, a plecat în mod voluntar de la domiciliu la Sighișoara, apoi nu a mai revenit la domiciliu. Aceasta are aproximativ 1,58 m înălțime, păr șaten lung, ochi căprui. La momentul plecării, adolescenta purta pantaloni de stofă de culoare deschisă, pulover de culoare roz și pantofi sport de culoare albă, având asupra ei o geantă de umăr de culoare roșu cu negru, cu inscripția Canada. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau la 0265-202-467, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.